Înainte de începerea instalării, asigurați-vă că suprafața pe care se face instalarea nu are urme de vopsea, tapet sau alte materiale. Suprafața trebuie să fie perfect dreaptă, solidă, fără crăpături, curată și fără praf. Dacă e nevoie, folosiți șmirgăl pentru îndepărtarea tuturor urmelor de alte materiale. Apoi aspirați suprafața și curățați-o folosind un burete umed. Suprafața trebuie să fie complet uscată înainte de a începe instalarea. Montajul produselor se face foarte ușor, fără a apela la un specialist. Acest tip de produs nu necesită adeziv și kit pentru rosturi. Aveți nevoie de un creion, liniar, fierăstrău, pilă și nivelă. Fiecare piesă are două benzi autoadezive pe spate. Deoarece în fiecare cutie se găsesc o varietate de forme și culori, vă recomandăm ca înainte de instalare să amestecați produsele din mai multe cutii pentru a avea o armonie de forme și culori. Începeți instalarea dintr-un colț în partea de jos a peretelui. Plasați piesa în locul unde urmează să fie instalată și folosiți nivela pentru a vă asigura că va fi amplasată drept. Trasați o linie pentru a marca poziția. Îndepărtați protecția de pe benzile adezive și aplicați piesa apăsând ferm și menținând pe poziție timp de 5 secunde, astfel încât adezivul din benzi să adere la perete. Poziționați o a doua piesă folosind nivela și continuați folosind același procedeu. Începeți instalarea unui rând nou cu o piesă decupată pe jumătate. Astfel veți avea un aspect final cât mai natural. Pentru aceasta, plasați piesa și marcați-o pentru tăiere. Tăiați piesa folosind un fierăstrău. Tăietura se va face pe fața piesei pentru a evita ciobiturile. Partea tăiată trebuie pilită pentru a asigura o îmbinare perfectă. În fiecare cutie veți găsi benzi autoadezive care pot fi aplicate pe spatele pieselor tăiate înainte de instalarea lor pe perete. Peretele dumneavoastră va fi gata în cel mai scurt timp. După terminarea instalării, vă recomandăm să folosiți modulul spray, care este oleofug și hidrofug, pentru a ajuta la întreținerea ulterioară a plăcilor.